foarte emoționat când mă uit la filmulețul ăla și momentele de la meciuri, de la petreceri, de la primul titlu, deci era chiar, mi s-a făcut piele găină așa, mi-a venit o, nu știu cum să vă explic. Și, dar asta e, viața merge înainte. Foarte frumos că ne amintim așa fiecare an pe omul ăsta care chiar a fost aici important și chiar iubește toată lumea. Nu-mi vine să cred că a trecut așa de mult. Meciul l-am dedicat lui, ne-am gândit la el de la început. A ieșit bine pentru că am câștigat un meci important cu CSM-ul, care e o echipă bună și îl face cu atât mai important pentru noi că este astăzi, după atâta timp după care a murit Toni. O zi cu o încărcătură emoțională deosebită pentru mulți dintre noi, pentru mine o zi dureroasă. Chiar mă gândeam când au trecut 8 ani de la acel tragic accident. Ne-am dorit enorm să câștigăm. În primul rând pentru Toni. Din păcate, trec anii foarte repede și de fiecare dată când, nu știu dacă e cuvântul potrivit, dar aniversăm acest moment tragic, ne vin mereu amintiri plăcute, dar în același timp acele amintiri plăcute se transformă într-un mare regret că a plecat atât de vreme dintre noi. Eu susțin că putea să joace liniștit încă 3-4 ani la nivelul care era atunci. Mi s-a părut cel mai carismatic și cel mai impunător jucător din campionatul românesc. Și aici includ toți străinii care au venit până atunci sau de atunci încoace. A fost un exemplu pentru mine și încă este. E un lucru foarte bun că este acel poster imens în sală și fiecare dată când vin la antrenament, primul lucru care îl zăresc este el și încerc să îl fac mândru, pentru că într-un fel eram învățăcelul lui.